Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în zodia leului. Miau! Să vedem ce aveți acum pentru iunie. Va trebui să mai țin din când în când ochelarii de soare, nu mereu pentru că nu sunt obișnuită, nu de alta, dar trebuie să-mi protejez ochii o perioadă, un pic, încă un pic, încă un pic. Ah, văd steaua. Trebuie să vindecați, trebuie să vă vindecați dintr-un punct de vedere. Trebuie să creșteți spiritual, să vă echilibrați emoțional și să, dacă v-ați pierdut încrederea, să aveți în continuare încredere. Că veți avea parte de un nou început cu cineva, posibil în secret. Posibil în secret. Și posibil persoana respectivă se va întoarce într-un mod neprevăzut. Pentru unii ar putea să fie semn de aer, semn de foc sau semn de pământ, în fine. Într-un mod neprevăzut se va întoarce, se vor discuta niște blocaje existente acum pe care le experimentați, un dezechilibru, se va transforma întreaga situație, veți fi puternici împreună și veți renaște. Și veți renaște. Vărsătorii pentru unii, cu ofisem de pământ, vă rog frumos, nu vă fixați decât dacă simțiți voi că rezonați, ca nu cumva după aceea să spuneți că vai, cine știe ce v-am spus noi, întotdeauna există multe variante, chiar și într-o etalare personală, nu mai zic de etalare colectivă. În fine, eu așa am simțit să vă transmit. Aș vrea pentru voi să fac cruce celtică. Nu știu de ce, luna asta am făcut ba cruce celtică, ba 3 cu 3 cu 3, la voi, pentru că la Araci am făcut 3-3-3, la voi aș vrea să fac cruce celtică. Dar înainte de a începe etalarea, haideți să vedem din spiritul animalelor ce aveți. Nevoia de comunicare, jucăușă, semn de aer, semn de apă, a apărut și mai devreme și semn de pământ. În fine, ideea este că posibil unii sunteți foarte jucăuși, și dacă sunteți jucăuși, mare grijă să nu răniți pe alții, pentru că lei se știe că sunt jucăuși, că doar na, sunt niște pisicuțe care vor să fie alintate să se joace și te joacă, mai greșesc, mai rănesc pe unii și pe alții. Și nici pisica de mare, nici când vă arătați emoțiile, nu e chiar așa de ok, pentru că și pisicile când mângâie mai și zgârie, da? Are o coadă, e destul de înțepătoare uneori. E ceva în natura voastră și în felul în care vorbiți și în care vă exprimați emoțional, atrage și totuși atinge. Atinge eventual pe cei care sunt extrem de sensibili. Dacă e vorba de un proiect, un proiect practic sau de un început într-o privință, acest viermișor de pământ, e situație mai încălcită. Poate că aveți la un moment dat un semn de apă și un semn de aer pentru unii dintre voi. Atât ce a vrut să sară. Caracatița, wow, ce-mi place! Ce-mi place! Deci, ce frumos! Da, e o chestie sexuală, e clar. Caracatița, în acest context, lângă chakra sau lângă șarpele de apă, amândouă figuri marine, una reprezintă elementul apă, alta reprezintă elementul eter. Ideea este că posibil că atrageți într-un fel, poate nici nu vă dați seama unii dintre voi, că bănuiesc că nu toți leii sunt chiar așa de jucăuși, deși există o natură foarte interesantă în fiecare pisicuță cu care stăm de vorbă. Dar sunteți într-o poveste foarte acaparantă din punct de vedere emoțional și sexual. Asta e adevărul. Cine ar putea să fie? O să încercăm să vedem dacă va reapare acest mesaj sub o formă sau alta. Vorbim de sexualitate pentru că este chakra a doua, a creativității și a sexualității. Da? Și posibil în relație cu cineva care vă, poate persoana respectivă, vă atrage în tentaculele sale, nu obligatoriu semn de apă, dar are un fel foarte și intuitiv și inteligent de a vă
acapara. Eventual, puteți să fiți voi, pentru că suntem la etalarea voastră și posibil că și voi aveți un fel inteligent și acaparant de a vă atrage parteneri. Poate pe unii nici nu-i doriți, dar îi atrageți, că așa sunteți. Aveți pe de-o parte multe calități, multe tentacule, fiecare este foarte, fiecare calitate se manifestă în diferite forme. Nu știu dacă aș putea să exprim în cuvinte, ca și când o mână se poate exprima mai multe idei, da, o mână, o tentaculă, un talent. Vă exprimați. Ce vreau eu să transmit acum? Ce primesc, de fapt, ca și mesaj? Da, aveți multe calități și atrageți prin toate aceste calități, nu doar prin aspect, nu doar prin comunicare, că a fost și comunicare, nu doar prin emoțiile pe care le transmiteți, prin foarte multe atrageți pe cei din jur. Și cine intră în preajma voastră, cam greu scapă, așa simt să vă transmit. Cam greu scapă. Inteligența voastră în această perioadă este emoțională și destul de greu de înțeles de restul. Și pentru că octopus de obicei are 8 tentacule, 8 pentru mine înseamnă transformare, casa scorpionului a sexualității, apare iar sexualitate, chakra a doua, creativitate. Bănuiesc că cineva e foarte atras. Apare și oul cosmic. Nu mai știu la ce zodie a apărut. Ideea este că povestea asta care se înfiripă sau situația asta poate să devină emoțională și sexuală și totuși poate să vă transforme, să vă crească. E o spirală aici. Pe amândoi, bănuiesc, sau măcar pe voi, că vorbim despre voi. Ia uite, tarantula. Ați putea fi voi sau un alt semn de foc. Destul de periculos. Destul de periculos. Pe de-o parte, cred că amândoi visați, aveți o viziune specială sau poate acest semn de foc, dacă e un alt semn de foc, are o viziune foarte ideală despre voi, idealistă. Și totuși, în aparență, este foarte periculos. Dar e o aparență. Cel puțin față de voi s-ar putea să se manifeste. Ia uite, Doamne, dar toate simbolurile astea de eter, chakra 5-a, posibil nu comunică, e chakra comunicării, posibil nu comunică cu voi niște lucruri. Ține în secret, e în întuneric, e black egg. Ține în întuneric tot ceea ce vede, ceea ce anticipează cu voi, dacă e un alt semn de foc, eventual dacă sunteți voi. Nu spuneți despre această pasiune și totuși e un potențial de creștere, de transformare. Am mai apărut la nu știu ce zodie. Iar apare, am mai fost la o altă zodie. Ce apare? Apare lebă, da. Posibil persoana respectivă se oglindește în voi, că doar e semn de foc și își dorește să comunice, își dorește, eu te este colibriu, dar deocamdată, chakra aceasta a comunicării este în întuneric, este ținută în secret. Iar semn de foc, iar semn de foc, elefantul, asul de foc. Poate nici nu știți și vă zic eu. Cineva cu planete în semn de foc. Berbec, rac, o fi avut și rac. Berbec, leu sau săgetător. Da, cineva este foarte atras de voi și voi posibil că vă exprimați natural. La voi ceva natural. Poate nici nu vă dați seama unii dintre voi cât de atrăgători sunteți. Și că cine intră în brațele voastre cam greu scapă. Nu știu ce. Nu știu, așa simt să traduc cărțile. Șarpele. Șarpele, iar, e simbol falic. Este un cerc în care intrați. Cine intră în cercul ăsta, nu doar că scapă greu,
Dar începe să vadă lucrurile altfel. E un ochi aici, un ochi magic. Începe să vadă prin sexualitate, să se transforme. Deci oamenii sau persoana aceasta se va transforma și voi împreună cu ea. Ia uite ce aici. Și lebăda. Ei se oglindesc, dar deocamdată eu cred că o să aveți o relație cu cineva sau un proiect cu cineva, tot semn de foc sau cu marcaj. Marcaj. Ia uite ce frumos sunteți, s-a oprit la Union of Hearts. Nu știu cine am mai avut o zodie. Sunteți fără limite. Vă apropiați posibil această flacără geamănă, ce ar putea să fie, care se oglindește sau voi vă oglindiți în ea. Vedeți în cât timp se manifestă această etalare, că poate nu neapărat în iunie se manifestă în mai mult timp. Interesant. Union, dar e o uniune. E o uniune a două personaje care simt la fel. Și dacă voi sunteți periculoși ca și octopus și ei sunt, e interesant. E tarantula și tarantula are multe piciorușe, da? Tot opt. Semn de foc. Vă oglindiți, semănați unul cu celălalt într-un fel sau altul. Probabil că de-aia vă și atrageți. Periculoși de atrăgători. Nu știu cine. Dar e fain mesaj, ce să mai. Vedem. Union of Hearts. Intrați în vibrația sufletelor perechi. Perechi, nu karmice, da? Unii care vă faceți treaba, care lucrați la spiritualitatea voastră, nu oricine se întâlnește cu flacăra geamănă, nu oricine, dragii mei. Unii puteți să vă apropiați de flacăra geamănă. Sau, tocmai pentru faptul că ați lucrat foarte mult cu voi, începe să-i atrageți în viața voastră și să-i ridicați și pe ei. Dar să știți că, deși vă întâlniți cu flacăra geamănă unii, dacă flacăra geamănă nu e la același nivel, sau voi nu sunteți la același nivel cu ei, nu aveți cum să rămâneți împreună. E doar un moment de declanșare, de creștere spirituală. Oricum, ideea este că împreună sunteți fără limite. Dar n-am tras cartea. Leu. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul Northern. Leu, iunie 2020. Ia. Ah, cere ajutorul. Ia uite, păi, iar am mai cer, am mai apărut și vă supărați când vă arăt unii dintre voi că spuneți că nu e adevărat, dar totuși e o etalare colectivă și trebuie să fie adevărat pentru cineva. Cineva ori își dorește foarte mult să vă spună, ori voi vă doriți să auziți, să spuneți cuiva. Stă pe buzele cuiva, în inima cuiva, acest te iubesc. Cine o fi, că sunteți voi, că sunt ei, iar variază. Însă, mesajul a venit, cere ajutorul. Voi să cereți, posibil cineva vă cere ajutorul, posibil, sau voi cereți ajutorul cuiva, aveți numărul 14, 4 și cu 1, 5, e casa 5-a a leului, a creativității. Posibil, trebuie să consiliați pe cineva sau cineva vă consiliază și de acolo s-ar putea să se nască, ia să mai întreaga poveste. Cineva oricum vă iubește, ia să mai amestec, încă una, încă o carte. Cineva vă iubește. Cel puțin o persoană. Clarificăm, cere ajutorul, ia. Ascultă cu inima. Ce frumos, dragoste adevărată. Mai, dragoste, am zis că intrați pe vibrație și practică compasiunea. Deci aceste două cărți au mai fost la o zodie. Nu știu care exact, berbec sau tavă. Căutați. Am zis că e un semn de foc posibil, dar cineva vă cere ajutorul și voi trebuie să ascultați cu inima această cerere. Sau voi cereți ajutorul cuiva, consilierea cuiva și persoana respectivă trebuie să vă asculte cu inima, nu cu mentalul. Adică emoțiile acestea trebuie ascultate, trebuie să fiți intuitivi când ghidați și când cereți ajutorul. Cui trebuie să-i cereți ajutorul? Și totuși există această poveste de dragoste adevărată care plutește în aer. Practicați compasiunea, exprimați-vă dragostea și îmbrățișați-vă emoțiile. Vedem
cum apar și celelalte mesaje. Interesant. Foarte interesant. Cine ar fi crezut? Să-mi zis că mai îmi pun totuși ochelarii, cum obosește. Deci, hai să facem cruce celtică. Ia uite steaua. Am discutat, am mai spus? Nu, parcă am spus. Nu mai știu dacă am spus. Steaua. Trebuie să vă vindecați. Posibil, oricine va vede ca pe o stea, ori voi vedeți ca pe o stea. Și își dorește un nou început, am zis, da? În secret. Nu mai știu dacă am zis. Chiar nu mai știu. Că m-au luat și pe mine mesajele astea. Leus. Ia uite. O detașare mentală de un trecut către bucurie. Cineva, voi sau ei. Semn de aer, semn de apă. Cineva vrea să lase în urmă un trecut negativ. Uitați ce triste cartea aceasta și să meargă către fericire maximă. Posibil persoana aceasta cu care vă întâlniți, probabil această dragoste adevărată care e pe cale să se manifeste, că o fi început, că urmează. Regina de monede, 4 de cupe, cavalerul de bâte. Pasiune pentru cineva special. Ia să vedem. Deci, leu, soare, luna, venus, ascendent, nodul nord în leu. Hai să vedem. Hai să și tai. La cruce celtică trebuie să și tai. Ok, central. Imaginați-vă, stați un pic. Imaginați-vă o cruce, da? Central. Încep cu centru, blocajul sau provocarea, jos, da? Apoi crucea și apoi lateral. Vă zic ce reprezintă fiecare carte. Mi se pare unor mai logic. Central. Valetul, cavalerul de monede. Cu fi semn de pământ, mai mult sau mai puțin contează. Este nevoia unuia dintre voi, a unuia, că întotdeauna etalarea poate să fie și invers, nu doar a voastră, a unuia dintre voi de a pune bazele unei relații de lungă durată. Probabil că sunteți și foarte precauți pentru că ați trecut prin multe și voi și ei. Poate să fie și nevoia voastră de a lucra la un proiect, pentru că vorbim totuși de bani și de chestii practice. 10 de băte, 10 semn de foc, da, pe de-o parte, iar s-a oprit la astea. Semn de foc. Aici este provocarea. Posibil unii dintre voi care aveți marcaj în leu, marcaj, da, că am zis că e și pentru ascendent și pentru soare și pentru lună și pentru Venus, care vă potriviți, evident, care rezonați. Unii dintre voi simțiți că sunteți consumați într-o relație, într-un trecut, într-o căsătorie, da? Într-un job. Aici este un foc care este consumat. Poate să fie alt semn de foc. Poate să fiți între un semn de foc și un semn de pământ, unii dintre voi. Că am zis că s-ar putea să vină un semn de foc sau cu planete, cineva cu planete în semn de foc. Probabil se fac trigoane, se fac niște chestii cu ce aveți voi aici în leu. Și se produce o alchimie. Sunteți între un semn de pământ și un semn de foc. Asta e clar. Dacă nu sunt două personaje diferite, repet, sunteți voi care v-ați consumat într-un trecut, într-o relație, într-un job, într-un mediu familial, în ceva și vă doriți să mergeți cu pași mici și siguri într-o nouă direcție care vă oferă stabilitate. Pentru că de ce ne consumăm? Pentru că nu avem stabilitate, pentru că avem prea multe responsabilități sau voi, da? Interesant. Așa. Trecut. În trecut. Semn de apă, mai mult sau mai puțin. A apărut apă și aici, da? O persoană care este foarte emoționată în prezenta voastră sau voi. Interesant. Cere ajutorul. Pentru mine, cavalerul de cupe reprezintă un consilier. Ori persoana aceasta vine să vă ofere ceva. Ocupă, ori vă cere ajutorul într-o privință. Și poate acest consilier sunteți voi,
la un moment dat, la baza acestei cruci, la acestei povești, că e o poveste care se naște în această perioadă. Am zis că cere cineva ajutorul și probabil ajutându-vă, ascultând cu inima în această situație, stați un pic, da? Probabil aflați că, de fapt, ajutând, voi descoperiți că aveți față în față dragoste adevărată. Practicând compasiunea, că asta facem când ajutăm, da? Practicăm compasiunea. Descoperiți ori ei, ori voi, că aveți în față o mare dragoste. Ha. Interesant mesajul. Pentru că mai este un cavaler, da? Sunt doi cavaleri deocamdată și semnul de foc. O să încerc să și clarific. Va trebui să fiu un pic mai iute în povestire ca să. Iau-te, regele de cupe. Regele de cupe. E aproape similar cu lebăda. Cineva care simte multă dragoste pentru voi. Nu e obligatoriu să fie semn de apă. Pentru unii poate să fie semn de apă. Pești, drac, scorpion. Dar poate persoana respectivă să aibă marcaj. Un foc în apă. Că am văzut și mai devreme foc și apă. Și știm că sunt lei. Adică bănuiesc că ne cunoaștem, da? Cam cine are planete în această zodie și le manifestă pozitiv, lei sunt foarte darnici, emoțional, creativ, practic. Bine, există și variante negative, n-aș vrea să vorbesc despre ele. Dar posibil că cineva v-a pus în postura să ajutați și să vă dezvoltați această capacitate de dăruire, de dragoste, de ajutor. Pe de altă parte, varianta cealaltă este și că cineva a venit într-un mod mai suav în viața voastră în ultima vreme și începeți și unul și altul sau măcar unul să simțiți ceva foarte profund pentru celălalt. O să clarific. Pentru mine, regele de cupe este similar cu dragostea adevărată, dacă n-ar fi o persoană. Am zis că în momentul în care ajutați pe cineva și ei și voi, începe să dezvoltați această dragoste din compasiune, da? Din înțelegere foarte profundă a lucrurilor. Ia uitați-vă. Măi, vedeți legătura? Nu, asta vreau să... Asta cu practicați compasiunea. Sper să nu pici. Da? Practicați compasiunea. Îmbrățișați-vă emoțiile. Și uite așa, se naște dragostea adevărată. Pentru că dragostea crește lucrând împreună, da? Ajutându-ne. Nu vine așa hodor într-o caie îndrăgosteală, da? Dragostea adevărată crește. Și creștem în momentul în care trecem împreună prin diferite situații. Interesant. Viitorul îndepărtat, justiția. Pentru unii, dacă sunteți într-adevăr într-o relație epuizantă, s-ar putea să vă gândiți să vă separați. Pentru unii. Pentru că justiția înseamnă și separare, dar poate să însemne și căsătorie. Vedem. Eventual ar putea să apară pentru alt grup. Sper că nu v-ați pierdut, da? Sunt atâtea variante. Ar putea să apară în poveste o balanță. Ia, uite ce frumos. Flăcări, gemene, da? Dragoste adevărată. Da? Oglindire. În prezent sau viitorul apropiat, am zis, ar putea să fie un alt semn de foc. Care simte că se simte. Da, simte că se oglindește în voi, vă oglindiți în ei într-un fel sau altul. Și își dorește să pună acest, da, cavalerul de monede, să pună bazele, cărămida la această relație, da, să o pună aici jos, fundația, la această relație pe care își o dorește de lungă durată, prietenie, poate să fie,
Unii s-ar putea să viseze și o căsătorie, dar măcar să vorbim noi de prietenie de lungă durată, bazată pe încredere și nu doar pe încredere și pe ajutor, că am zis că cerem, da? Pe încredere, pe ajutor, pe susținere, pe compasiune, dar și pe voie bună, pe calități asemănătoare, că am zis că semănați într-un fel sau altul. Este un alt semn de foc, ar putea să fie, da? Un alt semn de foc. Cu planete în semn de apă sau voi sunteți semne de foc cu planete în semne de apă. E o combinație, foc și apă. Pasiune și emoție. Aveți unul și celălalt. Și da, dacă acum puneți bazele, Wow, obositor. Nu știu, mi se pare așa, dar nu ca la Araci. La Araci a fost altfel de oboseală. Acum mi se pare că e o chestie care te consumă de pasiune. E o pasiune care devorează pe cineva. Da? Acest om, personaj, femeie, bărbat, cine este? Pe de o parte, și voi aveți multe responsabilități și ei au multe probleme. Și trebuie să renunțe, da? Că de-aia apare și justiția în viitor. De altă parte, sunt consumați de această dragoste puternică pe care o simt în preajma voastră, împreună, când stați de vorbă, când discutați, când vă ajutați, când vă exprimați compasiunea, că ei sunt foarte, foarte sensibili, știm bine. Da? Și încep și ei să simtă de la zi la zi că această dragoste este adevărată. Sper că m-ați înțeles. Pentru unii s-ar putea să fiți între un semn de foc și un semn de pământ. Și la un moment dat să apară și un semn de aer, să se bage. Acum vedem de ce ar vrea să se bage în problemă. Sfatul, știu cum să citesc cartea asta. 5 de monede. Dacă mai este un semn de pământ central, în momentul în care se apare semnul de foc, posibil, semnul de pământ rămâne oarecum în spate. Pentru unii, că sunteți mulți. Pentru alții. Am zis că apare la un moment dat imaginea consilierului și cineva cere ajutorul. Cineva vă cere ajutorul. Este și în poziția sfatului, dragii mei. E în poziția sfatului, 5 de monede. Dacă cineva are... Băi, să mă și vedeți, da? Dacă cineva are o problemă, ajutați-i. Ascultați-i cu inima. Cu inima, că așa face cavalerul de cupe. Cu inima ascultați-i și oferiți-le ajutor. Nu musai că au probleme financiare. Probabil că au fost părăsiți și în acest... în acest moment simt că persoana respectivă nu doar că a fost părăsită de prieten, de familie, de cineva. Probabil că a fost părăsită de mai multe ori. Și persoana vă cere ajutor într-un fel sau altul. Și trebuie să-i sprijiniți, să fiți bâta. Bâta e semn de foc. Fiți bâta, pasiunea, focul pe care vă veți sprijini împreună și veți crește până la dragostea adevărată. Pentru că veți crește. Pentru că vă ajutați. De fapt, prietenul are nevoie să se cunoaște. Și când oferi cuiva un ajutor când are nevoie, atunci se naște adevărata dragoste, da? True love, da? True love. Și apare și regele de cupe. Încep și ei să vă aprecieze și voi să simțiți și mai mult pentru ei. Și compasiune și dragoste și înțelegere și așa mai departe. Ce etalare ciudată. Și ce vreau să zic? În poziția sfatului. Da, îi sprijiniți. Dar mai este un alt mesaj. Foarte, foarte important, dragii mei. Pentru că nu degeaba apare steaua. Steaua înseamnă credință, înseamnă vindecare. Da? Ce vreau să zic la sfârșit. Învățați-i să se reconecteze la spiritualitate. Înțelegeți? Învățați-i este 5. Pentru mine, repet, de câte ori pot, este casa 5-a a leului, a creativității. Și leul este o figură spirituală, varianta superioară a leului. Niciun conducător nu poate să conducă în afara spiritualității. Și cândva o să vă mai vorbesc despre aspectul ăsta.
O să clarificăm. Da? Creativitate și spiritualitate. Ce mesaj? Exterior, am zis că e semn de foc. Iaca apare iar. Da? Este și în prezent 3 și 4. Da? Posibil la distanță, peste o apă. Posibil cu aspecte în săgetător. Pentru unii, nu pentru toată lumea, poate să fie și berbec și leu, aspecte în aceste zodii. Am zis săgetător pentru că este 3. Posibil și persoana respectivă de care am zis, acest semn de foc, este consumat într-o relație veche, se consumă într-o relație, poate să fie și familie, pot să fie și prieteni, pot să fie diferite alte probleme, da? Și trebuie să-și facă curajul să renunțe la acest trecut, să-și ia bâta, pasiunea asta, bâta asta, curajul de a merge înainte prin fric, prin ceață, prin dureri, prin tot ce este, să vină mai aproape de oportunitățile pe care le vede alături de voi. Și ce vede alături de voi? Alături de voi vede acest potențial, relație de lungă durată, eventual căsătorie pentru unii. În primul rând, multă, multă bucurie. Multă bucurie. Orice faceți împreună le aduce multă bucurie și voi veți simți. Dacă veți asculta cu inima. Evident că nu o să fie pentru toată lumea etalarea, dar pentru unii tot o să fie. Nu știu pentru cine. Wow! De ce vă este teamă de acest diavol? Ca nu cumva să fie un obsedat, da? Cam nu cumva personajul acesta care trece într-adevăr prin niște probleme să nu aibă prea multe adicții și să nu-l puteți ajuta, da? Aici este o teamă de acest diavol. Posibil că simțiți că are niște adicții, da? De-aia s-a îndepărtat de Dumnezeu, de-aia probabil a fost și lăsat de unii și de alții din cauza unor adicții. Sau de-aia a pierdut, pentru că e o carte a lipsurilor. Deci a pierdut. Wow, stai să mai pun ochelarii că mă obosesc. Vai, ce frumos, ce vă doriți, o nouă dragoste. O nouă dragoste. Și evident, cu acest diavol aici, în poziția fricilor, și este și regele de cupe. Vă este teamă ca nu cumva să fie obsesie. Voi vă doriți o nouă dragoste, dar teama voastră, pentru că totuși lucrați unii dintre voi, da? Și vă analizați. Vă este teamă să nu fie doar o obsesie sexuală, să nu fie o dependență cu o dependență, da? Persoana respectivă, în momentul în care a ajuns pe cineva, persoana respectivă ajunge dependentă de tine și de ajutor și de stările pe care le... de bucurie pe care le aduci. Înțelegeți? Da? Vă doriți vindecare. Să-i vindecați dacă cineva vă cere ajutorul. E o chestiune. Cineva cere ajutorul, da? Cineva cere ajutorul. Și ajutându-i, am zis de câte ori am putut, descoperiți dragostea. Dragoste, dragoste adevărată. Și am discutat, da, cu flăcările gemene. Nu oricine își întâlnește flăcărea geamănă, numai cine a lucrat. Și e posibil la un moment dat, dacă voi ați lucrat mai mult, de fapt așa și face. Nu știu care e motivația lucrului cu voi. Dacă e o motivație egoistă, înseamnă că mai sunt anumite aspecte de lucrat. Toți ne dorim să fim, nu toți, majoritatea care am intrat pe direcția asta, să fim cea mai bună versiune noastră. Dar una din motivații ar trebui să fie și cea a faptului că conștientizăm că în momentul în care noi ne ridicăm, se ridică și celălalt, chiar dacă nu-l cunoaștem, chiar dacă e în capătul celălalt al lumii, că e peste o apă, da? Chiar dacă nu-l cunoaștem, persoana aceasta este trezită, primește semne de la Dumnezeu, nu se mai înțelege cu persoanele care îl țin, o țin în mediu toxic, da? Se întâmplă niște semnale. Da? Care declanșează această trezire spirituală și într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, vă întâlniți. Chiar dacă voi vă sunteți mai sus și ei sunt mai jos, vă întâlniți ca să îi aduceți un pic, să-i treziți, da? Înțelegeți fenomenul. Puh, ce... C-
cărți. Finalul? Regele de spade. Regele de spade apare și la justiție. Apare și la justiție. Dar aș vrea să văd de ce e regele de spade. Și regele de bâte. Și patru de cupe. Apare un trio. Apare un trio la un moment dat. Ori vine cineva. Și ia uite, și doi de bâte. Am senzația că la un moment dat cineva va interveni. Între voi doi. Între semnul de foc. Da? Și voi. Am zis că e cineva care are planete sau aspecte în semn de foc. Va interveni un alt semn de aer. Balanță, vărsător sau gemeni. Din niște motive. Și se va crea acest trio. Și se va pierde această oportunitate sau se va amâna din niște motive. Pentru că vor fi pus și oamenii în discuție să aleagă. Să înțeleagă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Se va amâna un pic. Și totuși se va schimba mai încolo, mai încolo. Povestea asta va trece prin foarte multe situații, dar deocamdată să ne concentrăm acum pe prezent, pe luna aceasta aproximativ. La capătul setului de cărți s-a oprit iar la stea, iar la asul de monede și la îndrăgostiți. Flacăra geamănă. Am tot vorbit de flăcări gemene. Îndrăgostiți. Există și un semn de pământ, pe de-o parte, apare. Am zis că dacă sunteți între un flacără geamănă și un semn de pământ, destul de complicată situația. Cineva, oricum, ca să-și realizeze visurile, de a fi o ființă stabilă în viața voastră, un personaj stabil, trebuie să se vindece temperanța, iar semnul săgetătorului, dar dacă nu e săgetător, trebuie să se vindece și să muncească. Să muncească până să manifeste această siguranță pe care și-o dorește și vrea să o manifeste alături de voi. Dar va interveni un semn de aer la un moment dat. Văd două cărți. Cavalerul de spade, care vine și el de la un drum, șase de spade, vrea să renască o situație care a fost conflictuală cu voi. Cu voi. Care cineva a plâns. Mai. Nu știu de ce, etalarea aceasta mi-aduce aminte de numărul 4 din etalarea la alegere. Pentru iunie. Mi se par mai multe persoane în discuție. Poate că unele nici nu le cunoașteți. Poate că ei vă urmăresc, vă știu și apar în această poveste tocmai ca să fiți testați. Și când zic apar, sunt trimiși de divinitate sau sunt îngăduiți de divinitate tocmai ca să vi se testeze această dragoste adevărată. Va fi testată dragostea aceasta adevărată. Chiar dacă e la început, va fi testată. Am vorbit de 8, da? Și la octopus și la tarantulă veți fi testați. Va trebui să vă transformați, să renașteți. Dar vreau totuși, vreau să... Ciudat, nu? Iar la distanță cineva își face griji foarte multe pentru voi. Trebuie să aibă încredere. Să se lupte. Să iasă din condiționări, din diavol, din toxicități. Pentru că simte multă pasiune pe care a amânat-o și totuși au fost prieteni care i-au deziluzionat, dezamăgit și acum compară situația pentru că a fost această izolare și toată lumea asta și s-a gândit la ce a experimentat de-a lungul vieții și ce își dorește. Oh, ce bună a fost izolarea! Pentru toți cei care s-au amăgit cu minciuni, cu prieteni, cu stări trecătoare, satisfacții trecătoare. Da. Haideți să vedem.
Clarificăm în primul rând, acest 5 de monede. Cine este 5 de monede? 5 de monede. Ok. Nebun. Am zis că ar putea să fie un berbec pentru unii. Cineva, dacă nu e nebun, evident că nu e nebun, vrea să o ia de la zero și este greu. Este greu când o iei de la zero. Și probabil din acest motiv vă cere ajutorul. Și posibil că și voi veți lua de la zero într-o privință, ajutând pe cineva. S-a oprit la moralitate, la călătorie. Probabil că cineva de-abia acum învață, alături de voi sau în această situație de întrajutorare, noțiuni care țin de moralitate, de principii, de spiritualitate, cum am zis mai devreme, la 5 de monede. Interesant. Totuși, mai dăm o carte și pentru nebun. Cine este acest nebun? 3 de cupe. Un nebun care se simte foarte fericit lângă voi. Sau nebun. 3 de cupe. Un foarte fericit. Ia de 2 de cupe. Sufletul vostru pereche. Un suflet pereche. Pentru unii poate să fie semn de apă sau cu planete în semn de apă. Pentru că apar multe ape. Sau ape. Multe cupe. Sau care are multe emoții alături de voi. N-ai cum. Dacă îți întâlnești dragostea adevărată, n-ai cum să n-ai emoții. Și uite cum se simte din cauza, iar semn de ia, uite, 10, da? 10, se simte sub presiune, ca o oală sub presiune din cauza acestor emoții, din cauza faptului că este într-un mediu toxic. Și dacă vine la voi să-i ajutați, pe unii dintre voi, își dă seama că are de lăsat în urmă o altă lume. Și lângă voi va trebui să trăiască o altă lume. Trebuie să aibă răbdare ca să se transforme. Și ca să cunoască, să cunoască și să aleagă roadele acestei munci de întrajutorare și de creștere spirituală și practică și emoțională. Trebuie să-și facă curajul, să spargă blocajele și să aleagă, iar semn de fum, să aleagă pas cu pas o nouă direcție, cum să se construiască, da, 3 de monede, cum să se construiască și cum să construiți împreună. Cine este cavalerul de monede? Bănuiesc că vedeți, da? Vizualizați cum ar trebui să fie. Interesant. Clarificarea este pe vedeți și voi? Pe de-o parte, este o separare pentru unii de acest semn de pământ, pentru unii, e un turn aici, pe care trebuie să o integrați într-un fel în viața voastră, integrarea. Pe de altă parte, chiar dacă nu-i semn de pământ, persoana aceasta care vine și vrea să pună fundație la această relație de lungă durată cu voi, prietenie, poate să fie prietenie, că știți că flăcările gemene nu sunt împreună de la început. Da? Simte, am zis că vă completați, vă oglindiți într-un fel sau altul unul în celălalt. Am văzut și 4 de bâte și 2 de cupe și dragoste adevărată, yin și yang, da? Și trebuie și simte că lumea îi se schimbă, îi se dărâmă din cauza întâlnirii cu voi. Ei cu voi, așa simt. Ia uite, are o nouă viziune. Iar cavalerul de monede despre o nouă lume. Trebuie să iasă dintr-un eric și să-și schimbe schimbare viața. Să intre într-o nouă aventură spirituală cu... Cine 10 de monede, de bâte? 10 de bâte.
așteptat, nu? Iar, semn de bâte. Un semn de foc care trebuie să aleagă între trecut și experiența asta pe care o are cu voi, eventual la distanță. Sau poate și voi trebuie să alegeți între vechea relație și această nouă posibilitate la un moment dat. Doi de bâte, clarificăm doi de bâte, mai câte bâte. Iar trei de bâte, exact persoana aceasta, înseamnă că persoana aceasta care e de la distanță vine și vă influențează. Iar cavalerul de monede, capitol încheiat, probabil marele preot, probabil o căsătorie pentru unii. Dar cine vrea să atârne de tradiții, să atârne de tradiții, cine nu își dă șansa la schimbare, e alegerea voastră, eu nu sugerez nimic. Chiar nu vreau să sugerez nimic. E alegerea voastră. Cine e cavalerul de cupe? Uf, doi de cupe! Sufletul vostru, un suflet pereche, care, am zis, iar apare 10 de bâte, iar se simte sub presiune datorită ori a unui semn de aer, ori din viața lor, ori datorită faptului că trebuie să pună o mască, să nu arate cât vă iubește, arată prietenie, arată altceva. Și faptul că nu poate să arate aceste sentimente profunde, emoții, îi consumă foarte mult. Cine este justiția? Un viitor îndepărtat? Wow! Este un vis. Probabil că cineva visează să se căsătorească. Deocamdată visează la o relație de lungă durată, la o prietenie. Posibil 6 de cupe. Persoana aceasta, într-un viitor îndepărtat, o să-și dorească mai mult decât prietenii. E doar un vis, apare 6 de cupe. Simte că v-ați mai întâlnit într-o altă viață, că ați mai fost împreună într-o altă viață și posibil își va dori. 6 de cupe, mai clarificăm. Ce e cu 6 de cupe? Da, tot semn de foc, da? Cavalerul de bâte. Visează. Ce frumos o să fie când o să fiți voi doi împreună. Ia uite, lumea, o nouă lume. O nouă lume. Lasă cineva un întuneric, o căsătorie sau tradiții, da, sau dogme. De ce a apărut marele preot negru? Găsiți-vă și voi explicația. Și cineva își dorește schimbare, o nouă viziune asupra lumii, asupra relațiilor. Ce este trei de bâte? Influență exterioară. Semnul de aer, posibil un semn de aer. Capare. Care se simte singur și totuși ar vrea să fie bucuros alături de voi, 10 și 9 de cupe. Pe de altă parte, dacă nu e un alt semn de aer și este semnul de foc, probabil că este foarte... Încearcă să-și controleze mintea și felul în care se exprimă. Nu arată, am zis, nu arată că e dezamăgit pe de-o parte, că ține la voi. Clarificăm acest control. Clarificăm acest control. Da, going with the flow. Persoana aceasta care e la distanță, de care am zis mai devreme, dați în urmă, deocamdată își controlează mentalul, nu arată, nu poate nici nu știe să exprime. Da? Emoțiile și trebuie să învețe să se ducă, da? Să se lase un pic dus de aceste emoții. Nu degeaba v-ați întâlnit, da? Și aveți un unicorn, aveți un unicorn, aveți de crescut împreună, ia uite. Împărăteasa, ce frumos, trebuie să creșteți împreună, ia uite și 7 de monede, să creșteți, să vă transformați, asta își dorește.
Cine este regele de spade? Cine e regele de spade? Hai că a fost și asta să iasă. Ia, uite, împărăteasa. Iar balanța sau taur sau nu contează. Posibil nu se va exprima în continuare, încă vreo lună de zile, anumite, nu se vor exprima anumite stări emoționale. Una e să ajuți și alta e să exprimi. Dar se întâmplă o trezire pentru cineva. Bănuiesc că persoana care vă cere ajutorul sau voi dacă cereți ajutorul cuiva. Asul de cupe. Cine e asul de cupe? În primul rând, vă doriți să ieșiți din această izolare. Ia uite, schimbare. O nouă viziune. Vă doriți să vindecați. Eventual, această persoană care se simte... A, am înțeles. Ia uite, persoana aceasta. Deci, vă doriți să vindecați. Să vindecați. Asta este în poziția dorinților. Dragoste. O nouă dragoste. Ori aveți o nouă dragoste, începe să simțiți pentru ei în momentul în care ajutați. Ori doriți să-i vindecați. Da? Pentru că persoana aceasta se simte singură, outsider, și vreți să le schimbați viața într-un fel sau altul, să le oferiți, aveți această șansă să le oferiți voi schimbarea într-un fel sau altul. Doamne, ce talare ciudată! De decis, timp de decis, trebuie să decideți. Cineva trebuie să decide să învețe să primească. Să învețe să primească posibil acest semn de foc. Și să lase în urmă acele toxicități care au apărut în poziția fricilor, un egoism emoțional, o stare în care doar pentru ei se gândeau numai la binele lor. A fost cam așa. Sper că am fost coerentă, cam așa era ideea. Erau mai selfish înainte. Diavolul. Aici e o chestiune de ego, da? Să spargă blocajele astea, toxicitățile astea. Unul din voi vă doriți. Unul din voi din această poveste, regina, de bâte. Aici sunteți voi care oferiți ajutor, oferiți din lumina voastră, din calitățile voastre. Am zis că aveți multe calități, da? Multe și creșteți. Și creșteți împreună, creșteți oferind. Ia uite, împreună sunteți un cuplu de succes și împreună ce înseamnă? Alt semn de foc, da? 6 de bâte. Iar 4 de bâte. Iar 4 a apărut și în poziția viitorului apropiat prezent, da? Dar trebuie să lăsați, let go. O stare de comoditate și dezamăgiri. Și dezamăgiri ca să puteți manifesta acești îndrăgostiți. Cineva e foarte stresat. Cum să devină perechea voastră regina de cupe, dacă sunteți voi aici manifestând dragoste adevărată. Posibil că și ei simt multă dragoste pentru voi și nu știu cum să se exprime și cum să o manifeste. Domnilor, ce etalare! Nu știu cu cine a rezonat. Vă rog frumos, spuneți-mi. Că am vorbit o grămadă, mă doresc și spatele. Interesant chestia. Interesantă chestia asta cu durerea de spate. E o chestiune care ține de verticalitate, nu? Cineva care și-a pierdut verticalitatea. A stat în relații toxice, s-a umilit, a practicat diferite chestii. O viață nesănătoasă și ego-ul ne afectează verticalitatea. Pentru că ego-ul nu manifestă adevărul, manifestă ego-ul, evident. Frici, obsesii, nevoia de distracție a unuia, probabil persoana aceasta care vine să vă ajute. Și repet, pentru că e netalarea voastră în poziția fricilor, poate să fie și teama voastră că ar putea să fie un obsedat, că ar putea să, tocmai pentru că persoana respectivă a experimentat chestii neplăcute,
ajutându-i sau intrând în această amiciție, într-o ajutorare sau poveste de dragoste, că este, se va naște, să vă fie teamă să nu manifestați ceva toxic, pentru că este și regele de cupe. Dar clar, este și un soi de obsesie, nu neapărat urâtă, nu neapărat deviantă. Poate să fie și obsesia de a fi, de a manifesta această dragoste adevărată, dar mare grijă pentru că aceasta se manifestă în timp divin. În timp divin și va fi testată. Cam aceasta e etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendentă. Leu, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!